Sâmbătă va fi sărbătorit în Biserica Ortodoxă Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, cunoscut ca făcător de minuni, grabnic, ajutător și mare izbăvitor în vreme de molimă, fiind unul dintre sfinții taumaturgi la care românii au evlavie deosebită, pentru că încă din cele mai vechi timpuri Sfântul și-a arătat mila și ajutorul când au fost epidemii de ciumă și vremuri de foamete. Mai multe biserici din capitală se află sub ocrotirea sa și își vor sărbători hramul începând de mâine seară. Sfântul Haralambie s-a născut la sfârșitul primului secol într-o familie creștină, cunoscând Evanghelia lui Hristos încă din copilărie. Mai târziu a devenit episcop al Magneziei. Pentru curajul mărturisirii dreptei credințe, a suferit moarte martirică la vârsta de 113 ani, în timpul persecuției împăratului roman Septimius Sever. Sfântul Haralambie este sfântul pe care îl prăznuim pe 10 februarie în fiecare an, sfânt care a trăit în plină perioadă de persecuție, sfânt care a fost descoperit și este descoperit de către biserică la vârsta lui înaintată, atunci când era episcop, în perioada aceea când a fost descoperit avea 113 ani, foarte înaintat în vârstă, spune în viața sfântului că avea barbă lungă, încât ostașii din barba lui au făcut o frânghie ca să-l lege la gât. Și cu această frânghie l-au dus către guvernatorul Sever, care era atunci în Antiohia. Este cunoscut Sfântul Haralambie pentru că încă din viață a făcut foarte multe minuni. Și cei care au evlavie la Sfântul Haralambie s-au împărtășit și ei de ajutorul Sfântului. Foarte mulți, fie în boli, fie în necazuri. Chiar Sfântul s-a rugat înainte de a-și da sufletul în mâna lui Dumnezeu și a părăsit trupul lui, pentru că deși a fost osândit să fie decapitat, n-au mai putut ostașii să-l decapiteze pentru că Dumnezeu l-a luat din timp, tot ca o minune de care s-a mirat și guvernatorul. Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu ca toți cei care îi vor cere ajutorul lui Dumnezeu prin el, Dumnezeu se ajute. Iar Dumnezeu a dat un fel de garanție Sfântului, un fel de promisiune. Și aflând mulți creștini despre promisiunea pe care a primit-o Sfântul Haralambie, că toți cei ce vor apela la ajutorul lui Dumnezeu prin el vor fi ajutați, atunci cu mai multă evlavie s-au dus către Sfântul Haralambie. Printre lăcașurile de cult care își vor cinsti sâmbătă ocrotitorul, se află și parohia Sfinții Voievozi Oțetari. Programul liturgic va începe mâine seară, atunci când raclele cu moaștele Sfântului Sfințit Haralambie și cele ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon vor fi purtate în procesiune pe străzile din apropierea lăcașului de cult.